Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce ziceam noi ieri de facturi mari la curent? Am vorbit ieri cu voi, prieteni, ne-ați trimis o mulțime de mesaje, facturi uriașe, mii de lei. Spectaculoase, ireale, da. Câteva. Aseară a postat domnul Mihai Șora pe Facebook factura lui de curent. Este uluitoare. Nu știu dacă ați văzut. Pentru cei care n-au văzut postarea domnului Șora, o citesc eu acum. Zice așa dânsul, acum 12 ore. Un bec mititeluț la masa de scris, economic, îi se spune. Un frigider A++++, Zanussi, și el mititel, cel mai scund din comerț. Încă o dată, postarea domnului Șora, da? Un laptop HP, care stă să-și dea obștescul sfârșit, dar care nu a fost vreodată în lunga lui viață energivor. O tabletă cu măr. Adică, cred că un iPad sau ceva. Un telefon mobil. O mașină de spălat rufe, de care nu abuzăm, fiind de la natură mai sobri și curăței. Atât, zice dânsul, după care adaugă. Nu televizor, nu aer condiționat, nu mașină de cafea, nu alte electrocasnice, cum ar fi mașină de tocat, firul teleuștean în patru. Din când în când recunosc un pipi caca scurt la baie cu becul aprins. Și după aia factura. 6.096 de lei, 99 de bani. De plată la Enel, factura cu numărul cutare, data scadentă, 28 septembrie 2022. Este pentru prima dată când mă izbesc de un asemenea elefant. Cum să fac? Întreabă domnul Șora. Și evident, sute și sute de comentarii și de reacții. Lumea spune și cred că este o greșeală de redactare. Trebuie să vă interesați, nu e în regulă, nu se poate consuma asta. Adevărul că la ce are dânsul, nu ai cum să... Adică nu e logic să primești o factură de mii de lei. Domnul Șor are și o vârstă. Și mă gândesc că e o regularizare pe ultimii 60 de ani. Că altfel, da, poate așa. Că altfel nu-mi explic. Asta este una dintre problemele pe care le avem când primim facturi. Nu înțelegem. Băi, da. Nu înțelege lumea. Ce e acolo? Cum se ajunge la asta? Nu se dă explicații. Este adică atât de complicat. Gândește-te că iarna asta, dincolo de facturile mari pe care le vom primi cu toții, vor fi astfel de erori. Da, sigur. Plus și, asta. Și la un consum de ăsta mic, unde probabil că el ar fi trebuit să plătească 10 de lei sau, nu știu, 100, 200 de lei, cine știe, ceva pe acolo. La ce are aici? Nu ar trebui să plătească mai mult. O factură care ar trebui să fie mai mare, o eroare mai mare, te aduce în pragul disperării. Da. Adică gândește-te, știi, dacă ai o eroare de asta la o factură de 50 de lei, da. Cam cum arată o eroare când ai o factură deja de 2000. Da. Deci, în loc să-ți vină 2000, îți vine vreo 60.000. Da, nu, și apropo de facturile pe care ni le-au trimis ieri ascultătorii noștri foarte mari, mi-a scris cineva că sigur e o eroare la mijloc sau se întâmplă ceva, pentru că în cazul lui, de exemplu, la o casă în Vrancea cu hidrofor, pompă, boiler electric pentru vară, udat curtea aproape zilnic, consumul nu trece de 150-180 de kilowați și nu înțelegea cum oamenii ajungeau la facturi de mii de lei. Se pare că sunt foarte multe erori. Adică sunt atât de multe facturi mari și lumea spune, nu, trebuie să fie o eroare. Nu, adică asta este speranța. E o speranță. Da. Nu? Îi răspunde Enel, domnul Șora, pe Facebook. Îi răspunde, mă rog, gata, sute de comentarii. Zice Enelul, bună seara, domnule Mihai Șora, ne pare rău pentru situația semnalată. Am început verificări și vom reveni cu primele detalii la dumneavoastră în cursul dimineții de mâine, adică azi. Până când vom finaliza aceste verificări, factura dumneavoastră va fi suspendată de la plată. Vă mulțumim că ați sesizat problema. Și evident, o mulțime de oameni. Păi de ce aici se suspendă factura și în alte părți nu se suspendă? Adică cum? Dacă postează domnul Șora se suspendă. Ceea ce, desigur, e corect. Sigur, domnul Șora e bine cunoscut, știm cine e, ne e simpatic multora dintre noi, alții îl antipatizează, dar i-au suspendat factura. Ok, așa e corect. Dar oamenii au dreptate. Dar nu, de ce nu ne suspendați când avem o problemă? Ce se întâmplă? Probabil că suspendă, nu știu. Și în alte rânduri, nu este o sumă atât de mare, dar tot este o potențială plată nedreaptă, știi? Mi-a arătat un prieten de-al meu factura mătușii, care a plătit lună de lună cu indexul citit, atenție, deci nu cu index de la estimat, și mi-a arătat penultima factură, era cu sold zero plătit la zi, și acum ultima a venit cu o plată de 280 de lei, reprezentând un consum în perioada decembrie-mai. Și ăsta nu înțelege, zice, mă, de unde e asta? Am trimis indexul, da. Că am trimis indexul lună de lună. Da, exact. Femeia plătește gen 30 de lei pe o chestie de asta, dai că e așa, o garsonieră cu un bec. Și de unde 280 de lei așa deodată în perioada decembrie-mai? Da, sincer, sunt depășit. Nu înțeleg, nu înțeleg, adică deloc cum se calculează. Sume. Exact.
Uite, mai spune cineva, am primit și eu o factură în valoare de 1400 de lei, însă nu coincidea cu citirea dată de mine. Am fost la Electrica, am contestat factura, le-am arătat indexul actual și mi-au anulat factura. Deci păi, dar de ce trebuie să faci asta? Adică îți dai seama cât timp pierzi și câți bani pierzi până la urmă? Primești o astfel de factură și în condițiile în care îți trimiți indexul, ești atent, îți faci plățile la timp, bun, pac, pf, apare o sumă de nu știu unde. Băi, de ce? Și trebuie să te duci cu factura una la ghișeu, alo, nu vă supărați, da, domnule, aveți dreptate. Cum adică am dreptate? Păi, dar pentru ce vă plătim? Adică nu vă plătim să fiți atenți din prima când ne trimiteți niște facturi de încasat? Că poate nu toată lumea, asta este o altă discuție. Mă, poate nu toți se duc, poate nu toți au timp. Adică asta poate zici, că, știi, primești o diferență de 280 de lei, ridici din numeri, zici, bă, exact. Asta i-am plătit, merg mai departe. Și după aceea, adică banii aia dați în plus pentru că nu te mai, nu mai vrei bătăi de cap cu ei, ți mai dă înapoi cineva, poate că ți-i dau, habar n-am. Dar totul e atât de confuz în relația cu aceste companii și cu facturile lor, încât te simți mereu dezarmat. Este super enervant. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.